Bun găsit la Super Tenis. Ce meciuri am avut în această noapte. Până spre dimineață am stat să-i urmărim pe Carlos Alcaraz și Jannik Sinner. Vorbim despre meciul lor, bineînțeles, și despre tabloul semifinalelor, atât în competiția masculină cât și în cea feminină. Aruncăm un ochi și ce se întâmplă în întrecerea de dublu, acolo unde fostul partener al lui Horia Tecău, Jean-Julien Roger, joacă în semifinale alături de Marcelo Arevalo. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele emisiunii. Astăzi alături de mine Gabi Ilcu. Gabi, bine te-a regăsit! Salut! Hai să începem de data aceasta cu băieții, cu chiar contează? Dacă tot timpul am încercat să dăm întâietate circuitului feminin, acum această partidă ne obligă să începem. Ce meci au făcut Carlos Alcaraz și Jannik Sinner cu italianul care a avut minge de meci, dar n-a reușit să o fructifice. Da, puțin frustrant, pentru că am uitat după ce a revenit Sinner și a luat seturile acelea în tiebreak, a început foarte bine setul al patrulea. A avut break în față, chiar dacă și l-a pierdut ulterior, l-a recuperat imediat, a făcut un break alb pe serviciul lui Alcaraz. A ratat minge de meci în momentul în care a servit pentru a închide sfertul de finală și de acolo cumva părea că totul va fi în favoarea spaniolului. N-a fost chiar așa, pentru că Sinner a mai făcut un break și setul decisiv și mă gândeam totuși, părea jucătorul superior cumva, dar Alcaraz reușește să aibă momente în care chiar dacă poate este inferior adversarului, se apără foarte bine, prelungește punctele și începe să joace enervant de bine în anumite momente. Cumva psihic reușește să întoarcă meciurile în favoarea sa, așa cum o făcea și Nadal cândva. Sau Djokovic cum o face, pentru că dacă e să ne gândim, să analizăm stilurile de joc, parcă mai apropiat de Djokovic este Alcaraz. Da, mi-amintesc când vorbeam aici la Super Tenis, în turneul de la Madrid și spuneam dacă e capabil Alcaraz să-i învingă pe toți trei la rând, pe Nadal, Djokovic și Zverev, iar apoi va avea și o consistență bună rezultate. Ne așteptăm ca până la finalul anului să câștige un turneu de mare șlem. Nu s-a întâmplat la Roland Garros, nici la Wimbledon, însă acum este clar favoritul dintre cei patru rămași în competiție. Alcaraz, care luptă și pentru prima poziție în lume, e o bătălie acolo cu norvegianul Casper Ruud. Evident și Rafa Nadal speră că va mai reveni pe locul întâi, însă șansele lui sunt destul de mici la această oră. Vedem parcursul lui Alcaraz, care a mai pierdut aici colo câte un set, ultimele două meciuri câștigate în decisiv, însă din punct de vedere fizic arată foarte bine, e tânăr, deplasarea lui e una extraordinară și evident e favorit în duelul cu Francis Tiafoe din penultimul act. Vedem acolo cotele, are 1.53 Carlos, un match programat pentru seara de vineri, asemenea și celelalte semifinale dintre Casper Ruud și Karen Khachanov. Haideți să vedem totuși ce a făcut și Francis Tiafoe pentru a ajunge în această fază. Avem o mulțime de statistici și la sfârșitul emisiunii, în rubrica Not Too Bad, recorduri bătute aici de sportivul american. O victorie poate mai clară decât ne-am fi așteptat, Rublev care n-a reușit să ia nici măcar set lui Tiafoe. Da, și o victorie pe care o anticipam și destul de greu, pentru că m-am gândit că Francis Tiafoe, nemai fiind în această fază a unui turneu până acum, venea după acea victorie cu Nadal impresionantă, te gândeai că va reduce cumva nivelul de joc și va simți presiunea din ce în ce mai mult, în timp ce Rublev va mai juca de multe ori în sferturile de final la Grand Slam, dar iată că nu reușește cumva să facă acest pas spre semifinale, indiferent cu cine joacă. Acum cred că ar fi avut șanse mai bune cu Alcaraz decât a avut în trecut, inclusiv în meciul cu, nu știu, Marin Cilic, să zic, că jucător cu mai multă experiență decât Rusu. Dar Tiafoe, iată, joacă și a atins potențialul în sfârșit pe care l-a anunțat de la juniori, e la un nivel bun și, în mod normal, are șansele sale în semifinale, șanse care îi cresc cumva pentru că Alcaraz a jucat foarte mult în ultimele zile, a avut meciuri lungi și meciuri care s-au întins până la 2-3 noaptea, meciuri care cumva au intrat și în istoria turneului, mai ales meciul cu Sinner, despre care mulți spun că a fost cel mai bun din acest sezon. Și dacă tot suntem la Carlos Alcaraz, hai să mă dau și puțin mare. Noi discutam aici, după cum ai spus, că e posibil să ajungă să câștige un turneu de Grand Slam în acest
în acest sezon și am zis, cel mai mare șanse a fi la US Open, pentru că venea Roland Garros unde nu știam dacă Nadal va fi sau nu la nivel înalt, însă era clar turneul său de casă și dacă nu era Nadal, era Djokovic care începuse să-și revină și să fie la cel mai înalt nivel în acel moment și chiar îl vedeam favorit, după care la Wimbledon era greu de crezut că va reuși cineva să ne învingă pe Djokovic, iar dacă era un astfel de jucător capabil să o facă, trebuia să fie unul cu un serviciu impecabil, nu Alcaraz, care, după cum am spus și acum două zile, după ce l-a învins pe Marin Cilic, care se retrage foarte mult pentru a returna. Da, dar la US Open a fost mereu o luptă deschisă, chiar și în perioada în care turneul era, chiar și în perioada în care tenisul era dominat de cei trei mari jucători. Tot timpul la Wimbledon au apărut și campionii mai puțin așteptați ca Del Potro, Cilic, poate chiar Andy Murray, pentru că acolo a câștigat primul său Grand Slam. La US Open, la US Open. Bine spuneai. Da, până la urmă, Alcaraz ne-a adus și nouă un profit, puteți verifica în Super Social. Ne aducem aminte de acea statistică a așilor prezentată în emisiunea de miercuri cu sportivii care s-au calificat în sferturi, cei patru. Ei bine, acea statistică ne-a ajutat să alegem două pariuri inspirate. Mai întâi, după cum putem vedea acolo, a mers pe peste 13,5 ași pentru Tiafoe, a reușit numai puțin de 18 și de asemenea a mers pe sub 7,5 ași pentru Alcaraz, deși a fost o partidă de 5 seturi care a durat peste 5 ore. Carlos Alcaraz n-a reușit să depășească baremul de 7,5 ași, a avut doar 5. Acesta este stilul lui de joc, are mult de muncă pentru a-și câștiga punctele și, în general, el se impune în urma raliurilor de pe fundul terenului. Tiafoe, de cealaltă parte, cum bine puncta și Gabi, un jucător la care existau multe așteptări încă din perioada junioratului, să ne aducem aminte, e din generație cu Rublev, cu Zverev, ceilalți au făcut pasul în top 10 de multă vreme, au reușit să câștige turnee importante, să se bată pentru cele mai importante trofee, chiar dacă încă n-au câștigat un Grand Slam, însă au fost mereu acolo. Ei bine, Tiafoe a avut foarte puține rezultate bune, un jucător inconstant, însă acum pare că Junior Mamba, cum e denumit în anumite publicații din Statele Unite, e capabil să meargă mai departe și cu această energie a publicului de pe Arthur Ashe, cine știe ce poate realiza în semifinale. Exact, sunt șanse pentru că va fi susținut clar de public, însă va trebui să-și impună acele lovituri în forță și să mizeze pe faptul că Alcaraz nu va mai avea aceeași energie pe care a arătat-o cu Cilic și cu Jannik Sinner. Cam acestea au fost cele două partide de miercuri din sferturile de finală din competiția masculină. Vorbim, bineînțeles, și despre semifinale de îndată, însă așteptăm comentariile voastre pe canalul de YouTube al Superbet România, acolo unde avem deja câțiva prieteni care ne-au scris. Spre exemplu, Silviu Petre spune: ce meci tare a fost între Carlos și Jannik. El încă de pe perioada de la începutul turneului ne spunea că va câștiga titlul Alcaraz și speră să se întâmple asta. Iată, e din ce în ce mai aproape tânărul spaniol și, bineînțeles, trece în revistă acest prieten al nostru și ce s-a întâmplat în competiția feminină, ne oferă și câteva ponturi, dar vom vorbi despre asta în a doua parte a Super Tenis de astăzi. Haideți să ne uităm, dacă toți suntem aici, și la competiția de dublu, acolo două meciuri tari astăzi în semifinale. Mai întâi Ram cu Salisbury, îi întâlnesc pe Cabal și Farah. Un meci în care am putea anticipa destul de puține break-uri. Da, destul de puține break-uri, poate chiar tie break-uri în acest meci. Mă aștept să fie un duel echilibrat, poate chiar de 3 seturi. Sunt favoriți Ram și Salisbury, însă pe columbien nu i-aș scoate niciodată din calcul. Mi se pare în continuare o pereche solidă și capabilă să câștige turnee de Grand Slam. Da, fără doar și poate Cabal și Farah, foști campioni aici la US Open, o idee bună pe care vom merge aceasta tiebreak-ului în meci la o cotă de 1.85. Iată, până la urmă nu trebuie să ne axăm pe unul dintre câștigători, pe una dintre echipe care să se impună, doar să se ajungă într-un set la 6-6 și am prins o cotă de
1.85. Dincolo, Arevalo și Jean Julien sunt pe val, au câștigat Roland Garrosul, a ajuns și aici în semifinale. Sportivul olandez, care a împlinit deja 41 de ani, iată, în continuare ține steagul sus, să spunem, într-un limbaj dintr-o altă epocă. Însă rezultatele lui continuă să fie foarte bune. Totuși, astăzi, el și Arevalo au o misiune dificilă, deoarece întâlnesc o pereche în fața căreia au cedat cei doi de numai puțin de 3 ori în acest an. Da, va fi destul de complicat meciul acesta pentru Arevalo și Royer. Nu știu dacă să mergem pe cel puțin un set pe care să-l câștige cei doi, salvadorianu și olandezul, e complicat, dar rezultatele anterioare din acest turneu ne dau cumva speranțe. Până la urmă, dacă ne uităm la cele trei meciuri din acest an, un singur set a reușit să câștige cei doi în fața lui Kolhoff și Skupski la Barcelona pe zgură, însă de la Roma nu s-au mai întâlnit, au mai evoluat lucrurile de atunci și e posibil să se mai schimbe ceva. Sunt convins că atât Arevalo cât și Royer se simt bine în Statele Unite. Royer, să nu uităm, a câștigat titlul cu Horia aici. De urmărit. Un meci strâns, evident, între cele două perechi. Suntem în semifinale și diferențele între echipe sunt extrem de mici. Pe această partidă am ales și eu un pont pentru finalul emisiunii, așadar va fi unul dintre cele 5 meciuri recomandate astăzi la Super Tennis. Și trecem și la semifinalele masculine, să discutăm pe scurt, deoarece vom face asta pe îndelete în emisiunea de vineri. Despre Alcaraz cu Tiafoe am discutat ceva. Hai să ne uităm și la Casper Ruud cu Karen Khachanov, un meci în care Ruud e favorit. Dacă ar fi pierdut astăzi spre dimineață Alcaraz, Ruud știa clar că o victorie în acest meci îi aduce titlul. Așa însă, pentru a urca pe locul întâi în lume, va trebui fie ca Alcaraz să piardă în semifinale, fie ca Ruud să câștige trofeul. Da, practic a fost la o minge pentru a fi în situația de a juca cu numărul 1 pe masă în meciul cu Khachanov. Va fi un meci poate mai puțin, mai echilibrat pentru Ruud decât cel cu Matteo Berrettini, unde ne-a surprins norvegianul, a jucat foarte bine. Chiar dacă fizic i-a fost superior cumva Berrettini, mă refer la Constituție și așa mai departe, pe teren Ruud a fost jucătorul mai agresiv, care a dominat schimburile de minci și a reușit cumva să treacă foarte bine și pe acel moment mai puțin bun, care a început la finalul setului al doilea și a continuat și în startul setului al treilea, când și-a pierdut serviciu, și după aia au fost niște game-uri echilibrate, atât pe serviciul lui Ruud, cât și pe serviciul lui Berrettini. Una peste alta, Ruud a fost mai solid, mai încrezător în șansele sale și din acest motiv cred că este favorit și cu Khachanov. N-are legătură cu ceea ce s-a întâmplat în singura lor confruntare directă până acum, a fost pe zgură, unde Ruud clar se simte mai bine. Khachanov, da, e în cel mai bun moment al carierei și cumva să ne aduc aminte de jucătorul care promitea că va fi în 2018 cu acele rezultate. L-a învins pe Kyrgios, însă a avut două meciuri lungi până acum, tot la fel vine după două meciuri de 5 seturi și Ruud pare să fie jucătorul mai proaspăt și care a arătat că joacă bine pe hard în turneile anterioare și ne-a arătat la Roland Garros că e bun și în acest sistem de 3 din 5 când a jucat finala cu Nadal. Poate dacă Alcaraz a fi pierdut, ar fi fost mai multă presiune pe Casper Ruud, așa nu știu dacă va simți neapărat presiune. Nu ar fi prima lui finală majoră. În schimb, în finală se va schimba situația dacă va ajunge acolo, pentru că poate ajunge numărul 1, dar s-ar putea să fie nevoit să câștige. Și poate pentru el, dacă ar fi să ajungă numărul 1 mondial, ar fi bine să o facă cu un titlu de Grand Slam. Și nu doar pentru că n-a mai avut de multă vreme în tenis, cred că de la Marcelo Rios n-a mai avut jucător care să fie numărul 1 mondial fără titlul de Grand Slam câștigat în carieră, dar Ruud nu are niciun titlu în afară de cele din seria 250, niciun de 500, niciun Masters, nu mai zic de Grand Slam. Da, vom vedea clar ce se întâmplă, va fi prima semifinală programată vineri. Haideți să ne uităm acolo la cotele de la pariuri speciale. Chiar vedeam un barem de 13,5 ași pentru Khachanov, peste. Aș recomanda să nu uităm, a avut 30 de ași cu Kyrgios și în general a depășit acest barem de 13 în meciurile disputate aici. Serviciul reprezintă arma de bază a lui Khachanov. Dacă nu-i intră, cu siguranță Ruud va avea o misiune dificilă, va avea o misiune nu atât de dificilă. Pentru norvegian, de asemenea, extrem de importantă va fi consistența jocului de pe linia de fund.
Mi-aduc aminte de o statistică până la 6-1, 5-1 cu Matteo Berrettini. Rud a comis doar două erori neprovocate. Acestea vor fi elementele cheie ale meciului de vineri și vă spuneam, vom zăbovi mai multă vreme pe această confruntare în emisiunea de mâine. Și să trecem și la fete până la urmă. Am avut două sferturi de finală care s-au încheiat destul de rapid, n-au avut nevoie de set decisiv. Pe timp de zi, Sabalenka a învins-o pe Carolina Plișcova, 6-1, 7-6 și iată, își confirmă statutul de jucătoare care se simte bine la US Open. Pentru al doilea an la rând e în penultimul act. Și pentru ea un mare plus la capitolul serviciu, vedem doar 3 duble greșeli, 30 de lovituri câștigătoare, practic a făcut un match aproape perfect după standardele ei. Da, după standardele ei, pentru că a greșit mult, dar și Plișcova a făcut multe erori, dar în schimb nu a reușit să fie la fel de incisivă cu loviturile sale, a produs destul de puțini winners, ne uităm acolo la 10-28 la lovituri direct câștigătoare. În mod normal, Sabalenka a arătat că dacă e concentrată și se simte bine, face multe puncte, nu împrăște toate mingile și atunci, iată, în a doua semifinală consecutivă la US Open, am mai avut semifinală și anul trecut la Wimbledon, anul ăsta n-a putut să-și apere, măcar pe teren, pentru că n-a primit accesul, fiind belarusă, n-a primit accesul la All England Club, dar până la urmă nu a reușit să depășească niciodată această fază la un turneu de Grand Slam, iar în acesta nu a câștigat niciun trofeu. De aceea, nu știu cât de mari sunt șansele sale să ajungă în finală. Asta pe lângă faptul că o întâlnește pe Iga Świątek, care a cam distrus-o pe unde a prins-o în acest sezon. Da, și Sabalenka, până la urmă, o jucătoare care a fost extrem, extrem de aproape de eliminare la meciul cu sportiva din Estonia, Kaia Kanepi. A fost condusă cu set și 1-5, dar a reușit să revină până la urmă. Da, până la urmă contează mult din punctul de vedere al moralului pentru Arina Sabalenka. Iată acolo rezultatele ei și victoria în 2 ore și 17 minute cu Kaia Kanepi, 2-6, 7-6, 6-4. După aceea lucrurile au stat mult mai bine. Vedem, n-a cedat decât două game-uri cu franțuzoaica Burel și în continuare rezultatele sale au fost unele bune. Arina Sabalenka până la urmă și-a respectat statutul, ne gândeam poate să ajungă maxim până aici, da, pentru că o întâlnește pe Iga. De asemenea și Iga a respectat calculul hârtiei, era văzută drept favorită în acest turneu, e în semifinale și a stabilit câteva recorduri. Practic fiecare meci câștigat de Iga Świątek ne mai scoate în evidență câte o statistică impresionantă pentru poloneză. Acum cu o victorie 6-4 7-6 în fața Jessica Pegula. Nu știu cât de mult ar fi sperat Pegula într-o victorie, dar la conferința de presă am văzut-o foarte afectată și spuneam, m-am săturat să o întâlnesc pe Iga. Da, e firesc, cred că multe jucători s-au săturat să o întâlnească pe Iga, mai puțin cele care au reușit să o învingă în această vară. Da, uite, Sloane a învins-o în US Open Series, însă când a întâlnit-o aici la New York n-a mai avut nicio șansă în fața polonezei, pe care pare că și-a revenit. Joacă la nivelul la care juca în prima vară și în mod normal este favorită să câștige acest trofeu și asta ar însemna că ceea ce s-a întâmplat înainte de US Open a fost doar așa, un picaj normal după o astfel de serie în care a câștigat meci după meci. Dar dacă va reuși să se impună aici, va încheia anul cu rezultate bune, mă refer, nu știu, să facă o finală poate la Guadalajara dacă va juca în acel turneu de 1000 de puncte, va ieși din grupă la WTA Finals, atunci și putem spune că într-adevăr acesta este un an extrem de reușit pentru Iga Świątek, care are semifinalele la 3 dintre cele 4 turnee de Grand Slam. Da, până la urmă e o performanță, nu ne-am fi gândit în ultimii ani la cât de inconstant s-a dovedit a fi circuitul WTA, că vom avea o sportivă care să își treacă în cont astfel de turnee, astfel de reușite la competițiile majore. Iga Świątek, văzusem și o statistică pe la jumătatea turneului, dacă va câștiga titlul, își asigură matematic locul întâi la final de an. Nu că îl ar mai pune cineva sub semnul întrebării, deoarece are peste 4.000 de puncte avans în fața ocupantei locului 2 în lume. Acum e vorba de Anett Kontaveit, rămâne de văzut care va fi configurația ierarhiei WTA după încheierea turneului american.
Putem face și o scurtă comparație între Roland Garros și US Open. Și atunci, în turul 4, a avut probleme cu Zheng, dar a fost singurul set cedat. E posibil să vedem o repetare a acelui scenariu cu Iga Świątek să pună mâna pe trofeul de la New York și să aibă de acum victorii cu 2-0, atât în semi cât și în finală. Da, este ceea ce vorbeam și după acel meci cu Julia Niemeyer, când a fost aproape cumva de eliminare, pentru că Nemțoica a avut break și setul al doilea. Acolo a arătat din nou că e puternică mental. Dacă se simte bine și are încredere, pare că e de nebătut Iga Świątek și e enervant pentru adversarii să o întâlnească, după cum a lăsat de înțeles și Pegula la conferința de presă. Multe greșeli din partea Iga Świątek în meciul cu Pegula, dar asta nu a afectat-o foarte mult. Ne așteptăm însă ca în fața Arinei Sabalenka cifrele, aceste numere să scadă, atât la winners cât și la unforced errors pentru Iga Świątek, pentru că e clar că Sabalenka a încercat să dicteze schimburile de minci, să riște mai mult, să caute să facă punctul și atunci e clar că va face mult mai multe greșeli. Iga nu va fi nevoită să riște foarte mult, va trebui să joace mai mult la siguranță și cred că va fi suficient să facă treaba aceasta în fața Arinei Sabalenka, care cu siguranță va simți o mai mare presiune fiind în situația de a ajunge din nou într-o finală, lucru pe care nu l-a reușit până acum. Da, mergem pe acel 2-0 pentru Iga Świątek, bineînțeles, pentru o doză superioară de încredere, de siguranță. Puteți să alegeți și doar varianta 1 la meci, iar Superbet vine cu o super cotă pentru acest meci. Vedem 1.55, o cotă cum destul de rar vedem pentru Iga Świątek, mai ales în acest sezon în care eram obișnuiți să aibă 1.20, 1.25. Putem să îl jucăm și single pe bilet, acel 1.55. Vom vedea și la final de emisiune. Am ales un astfel de match pentru biletul zilei de astăzi. Și de asemenea, Iga Świątek, care are victorii pe linie în fața Arinei Sabalenka. Putem vedea acolo în Super Social, defalcat pe acest sezon, cele trei meciuri jucate de cele două în zona head-to-head. Sunt cele trei meciuri din acest an, toate cu 2-0 la seturi pentru Iga Świątek. Iată, 6-2, 6-1, 6-2, 6-2, 6-2, 6-3, nici măcar o dată n-a ajuns Sabalenka la 4 într-un anumit set. Un aspect care contează mult. Evident, anul trecut valorile erau mai apropiate, meciul a ajuns în decisiv, Sabalenka s-a impus la turneul campioanelor, însă nu există comparație între ce a jucat Iga Świątek pe final de 2021 și ce ne-a arătat în acest sezon. Să nu uităm totuși că pentru Iga a fost prima sa participare la WTA Finals, era un meci în faza grupelor, un sistem cu care ea nu era obișnuită la vremea respectivă, erau alte date ale problemei în acel moment, după cum ai spus și tu. Și am dezbătut această semifinală, să trecem și la cealaltă. E vorba de duelul dintre Ons Jabeur și Caroline Garcia, sportiva din Franța cu 13 victorii la rând în circuit. Parcă lumea se tot aștepta să piardă Garcia. Ei, i-a ieșit la Cincinnati, însă nu sunt mulți cei care anticipau o calificare chiar și până aici în semifinale, dar remită titlul. Sunt șanse, evident, să o vedem în ultimul act, însă la nivelul head-to-head vedem a pierdut de fiecare dată cu Ons Jabeur, iar în turneele majore, cel puțin în ultima vreme, Jabeur a avut rezultate mai bune. Așa este, mai ales acea finală pe care a avut-o la Wimbledon, dar pe care a pierdut-o din poziția de jucătoare favorită și jucătoare care a condus cu un set la 0 atunci în fața Elenei Rybakina. Nu știu ce să zic aici, nu mai vreau să mă mai arunc cum am făcut-o acum două zile când vorbeam noi despre Garcia cu Goff, unde ne gândeam că va fi favorită americanca și că se va impune și că va opri seria franțuzoaice. Nu s-a întâmplat asta, cum nu s-a întâmplat nici în celălalt meci unde vedeam noi cotele de fapt invers la meciul lui Berrettini cu Ruud. În mod normal și eu a zice că va bate Jabeur astăzi, o va învinge pe Caro Garcia, cât de mult poate să meargă, nu e Świątek până la urmă. Deși să vezi că e posibil o finală între Świątek și Garcia, practic duelul semilor. Nu e vorba că ar fi amândouă acum într-o serie din asta de victorii, doar Garcia este, însă mi-e greu să anticipez, pentru că nu vreau să mai zic ceva despre Garcia, că va fi învinsă și de această dată de Jabeur.
Dar putem să mergem acolo pe un barem de game-uri până la urmă. Anticipăm totuși o partidă mai strânsă, pe care ar putea să o câștige și Garcia, la 19,5, o cotă de 1,50. E o cotă bună, un pariu care poate să iasă, mai ales dacă avem un set cu prelungiri. Deja lucrurile sunt destul de clare. Vedeți în bogata ofertă Superbet, încep aceste pariuri la Total Game-uri de la 17, merg până spre 25. În funcție de cum simțiți, puteți să creșteți baremul, crește și cota, dar bineînțeles și riscul este unul mai ridicat. Teoretic, la cum joacă cele două jucătoare în prezent, n-ar trebui să fie foarte multe break-uri și atunci ar trebui să ajungă destul de departe în set, la scoruri de 4-4-5-5. Dar dat fiind momentul semifinala de Grand Slam cu perspectiva unei finale, mai ales prima de Grand Slam pentru Garcia, s-ar putea să se simtă la un moment dat presiunea și cele două să nu se bazeze foarte mult pe primul serviciu. Vom vedea ce se întâmplă în această partidă. Iată, și cotele sunt destul de mici, sub 4,5 break-uri, adică dacă se joacă două seturi să fie maximum două break-uri pe set, e sunt destul de... 4,5 realizate doar de Garcia. Scuze, doar de Garcia, da, acest lucru cred că e realizabil. Iar la Ons Jabeur, sub 3,5, e cam pe acolo. Aș fi pus sub 4,5, dar sub 3 e cam la limită. Dacă va fi set decisiv, e riscant. De asta mă gândesc. Am putea încerca acel 4,5 la 1,55, pentru că și Ons Jabeur a servit bine de-a lungul acestei competiții. Și eu am ales un pariu special pentru acest match. Vom vedea despre ce e vorba pe finalul emisiunii. Adică te-ai fi gândit vreodată, pe altă parte, că va ajunge Caroline Garcia într-o finală de Grand Slam fără să pierdă set în turneu? Nu, evident, erau foarte puține indicații în acest sens, până acum 10-0 la seturile disputate în acest turneu. Ba mai mult, n-a avut nevoie de prelungire niciunul dintre ele, 3 dintre ele au fost cu 6-4, restul au fost chiar mai clar câștigate de Garcia. E pe val, însă rămâne de văzut cât de departe ajunge acest val. Am văzut și pe YouTube în secțiunea de comentarii, sunt unii dintre voi care anticipează o finală între Garcia și Świątek. Să ne aducem aminte, cele două s-au aflat față în față în finalul lunii iulie pe zgura de la Varșovia, turneu câștigat până la urmă de Garcia. Unul pe care cu siguranță nu ne-am fi dorit să-l câștige, pentru că a învins-o în ultimul act pe Ana Bogdan. Vedem acolo în oferta de anteposturi și câștigători la băieți, câștigătoare la fete. Puteți să mergeți și pe ideea nu. Iată, cotă de 1,60 că Iga Świątek nu câștigă, însă nu-l recomandăm, pentru că noi mergem pe ideea că Iga va câștiga. Dar... poate sunt unii dintre voi convinși că ocupanta locului întâi în lume nu se va impune și aici vedem cât e de mare favorit Alcaraz. Până la urmă avem toate motivele să credem că el va câștiga, dar bineînțeles, cotele variază, vom vedea vineri ce se întâmplă în semifinalele de la US Open. Până acum două zile era Kyrgios, nu? Primul în fața lui Alcaraz. Tocmai, te trezești cu Khachanov ridicând trofeul. Exact, e posibil orice într-un neo masculin. Mai ușor de anticipat ce se întâmplă la fete, unde Świątek e favorită și ar putea să avem o finală tare dacă ajunge Iga acolo. Chiar și Sabalenka, dar Iga pare numărul 1 mondial în acest moment, să o vedem în finală contra lui Ons Jabeur, cam a doua jucătoare din acest sezon, aș zice, sau Caroline Garcia, care are a doua cea mai lungă serie de victorii din acest an. Oricum ai dau, va fi o finală tare în turneul feminin. Da, și Ștefan, care ne-a spus că Garcia o va învinge pe Coco Gauff, e ferm convins că sportiva din Franța se va impune și în fața lui Ons Jabeur. Spune, merg pe o finală Garcia-Świątek, după cum vă comunicam mai devreme. Spunea, am emoții mai mari că ne ajunge Świątek acolo decât Garcia. Depinde până la urmă, noi mergem pe Świątek și nu ascundem asta, am spus-o din primul moment. Trecem la rubrica Not Too Bad, însă înainte vă aduc aminte de opțiunea Super Avantaj.
pariați înainte de startul partidelor pe meciurile din competiția feminină, masculină sau de dublu. Un jucător, o jucătoare, o echipă de dublu câștigă un set cu 6-0. Voi sunteți deja câștigători, indiferent ce se întâmplă în restul partidelor. Și chiar dacă în ultimele zile n-am prea avut 6-0, niciodată n-ai de unde să știi de unde apare un astfel de scor. Și odată bifat, ați scăpat de emoții pentru restul acelei partide. Să vedem ce am avut selectat pentru rubrica Not Too Bad. Mai întâi, această veste tristă pentru Andrei Rublev, care a pierdut, iată, a 6-a partidă în sferturile de finală la un turneu de mare șlem. Ajunge acolo, însă apare blocajul, n-a trecut niciodată în semifinale și la o singură înfrângere distanță să le egaleze, vedem pe Tomi Robredo. Cam acolo a fost și pe Bredo, cam până unde a ajuns și Rude în acest moment, top 5 maximum în cariera sa, nu a reușit să fie vreodată un pericol pentru cei care se băteau pentru titlurile de Grand Slam. Așadar, Rublev va trebui să mai aștepte până cel puțin anul viitor pentru a ajunge în careul de aș la o competiție majoră, în timp ce Alcaraz devine cel mai tânăr sportiv care se califică în semifinalele unui turneu de mare șlem, de la Nadal încoace din 2005, și de asemenea cel mai tânăr care se califică în penultimul ac la US Open de la Sampras din 1990. Bate recordul de precocitate la fiecare competiție, Carlos. Și așteptăm după aia luni să vedem statistica primului, cel mai tânăr lider mondial de la Hewitt încoace. Foarte posibil să se întâmple asta. Aici o altă statistică. Sinner și Alcaraz au terminat partida lor la 2:27. Nu s-a mai întâmplat în istoria turneului de la New York ca un meci să dureze până la ora atât de târzie. Vedem acolo top 5 partide și din punctul de vedere. Și vedem pe al cincilea acolo cu Cilic pe un meci anterior. A, practic, dacă mai trăgea puțin de el, ajungea să fie cu primele două. Da, erau 3 minute de practică. Meciurile celelalte, toate cele 3 sunt la aceeași oră, dacă vă vine de aici, sau diferență de un minut. Mergem mai departe. Świątek e prima jucătoare de la Venus Williams încoace din 2017 cu 3 participări în cel puțin în semifinale. A ajuns în penultimul ac la Australian Open. Are titlul la Roland Garros, aici din nou în semifinale. Până la urmă, încă o altă statistică. Iga are tot atâtea semifinale câte au Osaka și Barty, doar că Osaka de fiecare dată când a ajuns în semifinale a și câștigat titlul. Crezi că arăta anul acesta dacă nu se retrăgea Barty? Ar fi fost o luptă interesantă între Iga și Ashley. Nu știu, mă gândesc că n-ar fi dominat în acest mod Iga Świątek. Pentru ea a fost extrem de important că a urcat pe locul întâi, parcă venind de nicăieri. Pentru că la ce avans avea Barty și la cât de bine juca, lumea nu se aștepta ca sportiva din Australia să cedeze locul întâi, probabil până după Wimbledon sau așa mai departe. În momentul în care ea s-a retras și a cedat locul, a intrat acolo Świątek și pe acest fond de încredere a legat victoriile. Ar fi fost fără doar și poate un spectacol să vedem și pe Iga în forma de acum și pe Barty în forma în care a arătat în startul sezonului. Iar aici Francis Tiafoe devine primul jucător american de culoare calificat într-o semifinală la Flushing Meadows după Arthur Ashe și chiar joacă pe această arenă care îi poartă numele. Până la urmă e outsider cu Alcaraz, însă dacă începe bine și dacă intră serviciul, nu spuneți nu, se poate întâmpla orice. Și poate acum, chiar dacă se va prelungi partida și nu va reuși să mențină ritmul în altă Tiafoe pe tot meciul, poate nu va rezista fizică Alcaraz la fel de bine în restul partidei, cum a făcut-o cu Cilic și cu Sinner. Într-adevăr, e un aspect de luat în seamă. Dacă pe Alcaraz l-am mai văzut jucând bine și foarte bine, acum Tiafoe evoluează în cea mai bună perioadă a carierei și dacă va continua așa, îi poate pune cu siguranță probleme lui Carlos. Să nu uităm, a pierdut 4 seturi în ultimele două meciuri jucate aici la US Open. Și am ajuns pe finalul ediției, vom trece în revistă pariurile. Voi începe de această dată,
cu un match despre care am vorbit. E vorba de duelul dintre Iga Świątek și Arina Sabalenka. Sunt convins că va bate Iga Świątek, asta și prin prisma rezultatelor din acest an, însă vă îndemn să pariați pe ea doar dacă și voi o simțiți. Faptul că eu o recomand nu reprezintă o certitudine că va și ajunge în finală. Garcia cu Jabeur mi se pare o cotă foarte bună, acea una de 1.40. A mers pe baremul ei mic de aș. În fiecare partidă din acest turneu, în toate cele 5, a reușit să servească cel puțin 4 aș și cred că o va face chiar și într-o partidă de 2 seturi dacă meciul se va prelungi și va avea nevoie de set decisiv. Cel mai probabil Garcia va depăși chiar și un barem de 5-6 aș per meci. Un duel tare în proba de dublu feminin, merg totuși pe Krejcikova și Siniakova prin prisma valorii, prin prisma omogenității la capitolul rezultate, joacă de foarte multă vreme împreună și chiar dacă Melihar și Perez vin după o formă bună, consider că aici li se va înfunda. Au fost cât pe ce să piardă în runda precedentă cu Flipkens și Soribe Stormo. Perechea din Belgia și Spania a condus cu set și 3-1. Până la urmă au câștigat Melihar și Perez. Aici însă cred că Siniakova și Krejcikova se vor impune. Ele vin și după titlul adjudecat la Wimbledon. Ram Salisbury cu Cabal și Farah merg pe un prim set echilibrat cu peste 9,5 game-uri, așadar servicii multe, break-uri puține, e posibil chiar să vedem un tie-break încă din primul set, noi am recomandat asta pe parcursul emisiunii cu tie-break în meci, aici oarecum un pariu pe aceeași idee, peste 9,5 game-uri în setul de debut. Și pentru a încheia biletul, merg pe Kulhoff și Skopski. Skopski 3-0 la meciuri directe în acest an împotriva lui Arevalo și Jules. Evident, ascendentul moral și meciul va fi unul care va fi decis, evident, de inspirația la retur. Serviciul reprezintă o armă pentru ambele echipe, însă dacă e să fac o comparație, și la acest capitol stau mai bine Kulhoff și Skopski. Biletul poate fi văzut în Super Social, o cotă de peste 7 și sper să fie una câștigătoare. De asemenea, tot ce am recomandat în această emisiune poate fi văzut acolo pe pagina mea de Super Social. Și acum e rândul tău, Gabi, pentru cele 5 pariuri. Da, am început cu niște cote mai mari, după care continui cu anumite mici surprize. Să vedem ce ne rezervă această zi. Prima semifinală în ordinea cronologică, cea dintre Caroline Garcia și Ion Jabeur, mă aștept să fie un meci echilibrat. După cum ți-am spus și mai devreme, nu prea văd pe Garcia să ajungă în finală fără să pierde set, însă se va ține tare de Ion Jabeur și mă gândesc că vor fi 3 seturi în această partidă. Cota este una bună de încercat. Apoi Iga Świątek cu Arina Sabalenka, a recomandat și pariul în timp ce analiza meciul mai devreme, a mers pe 2-0 la seturi pentru Iga Świątek, așa cum s-a întâmplat în toate cele 3 meciuri disputate între cele două în turneele din 2022. După care am mers și eu pe meciurile de dublu, Ram Salisbury cu Cabal Farah, am spus și mai devreme, am încredere în colombien, mi se par că joacă bine în turneele de Grand Slam împreună și chiar dacă nu sunt favoriți să se impună, cred că cel puțin un set vor lua. Cota este una bună, 1.55. Apoi are Arevalo Roier cu Kulhoff Skupski. Tu ai mizat pe victoria celei de-a doua perechi, așa cum este prezentat meciul. Însă am spus și acest lucru mai devreme, mă aștept să meargă destul de bine și Arevalo Roier perechea aceasta pe încrederea acumulată în acest turneu și atunci poate un set ar putea să câștige în fața celor doi. Nu știu dacă va reuși să se și impună. Să fie 3 seturi să bate Kulhoff. Exact, și atunci suntem amândoi fericiți, ne-au ieșit ambilor pariul. La fel și la ultimul. La fel și la ultimul, unde tu ai mers pe victoria cehoaicilor, dar nu ai precizat cum. Eu zic că Melihar și Perez pot lua un set, mai ales că chiar sunt în formă. Ai spus și tu zilele trecute, e una dintre cele mai, dacă nu cea mai informă pereche de dublu în acest moment, iar cota este una chiar foarte bună, chiar dacă Krejcikova și Siniakova sunt
poate cele mai bune dubliste în acest moment, sau cea mai bună pereche de dublu în circuitul feminin. Da, mergând pe acele două cote mari de peste 2 la început, în partidele de simplu, cota totală a sărit de 20 pe biletul meu. Nu e nevoie să încercați să jucați toate aceste 5 meciuri pe un singur bilet, pentru că, așa cum s-a mai întâmplat și zilele trecute, e posibil să fie unul sau chiar două meciuri care să nu iasă. Și după cum vă recomandă și Mircea Meșter de fiecare dată, jucați aceste cote mari în tip sistem. Dacă prindeți mai mult de jumătate, practic în acest caz dacă prindeți cel puțin 3, cu siguranță obțineți un anumit profit. Acesta crește considerabil cu fiecare meci în plus câștigat. Am prezentat și pariurile, am citit și comentariile voastre de pe canalul de YouTube al Superbet. Ne rămâne doar să ne luăm la revedere și să vă dăm întâlnire din nou mâine de la ora 14 aici la Super Tenis.